Nu știți voi că cei ce aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul. Alergați așa, ca să luați. Întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 9, versetul 24. Preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte director, preacuvioase părinte duhovnic, preacucernici părinți, domnișoarelor și domnilor elevi și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie am participat la această liturghie specifică postului mare. Și nu se poate ca această liturghie să nu ne aducă aminte de faptul că vrem și noi o mititică nevoință să facem în postul mare. Și Dumnezeu să ne primească. Îmi aduc aminte cu nostalgie, cu multă nostalgie. Erau alte vremuri pe când eram de vârsta dumneavoastră. Eram la liceu laic, propaganda oficială pe atunci era cea potrivnică bisericii și totuși în liceul acela laic erau o sumedenie de elevi care încercau, cât puteau ei, să mai postească, să se nevoiască. Și cum, sigur că la cantină se dădea mâncare de dulce, cei care erau mai râvnitori încercau să compenseze cum vinerea nu mâncau de. Sau mâncau numai seara un pic de pâine. Și vezi, zice, da, era eficientă postirea lor, să știți că era. Mi-aduc aminte cu multă nostalgie. Nu e bine să-i fac public numele, dar de cazul respectiv îmi aduc aminte cu multă nostalgie. Un băiat foarte inteligent. Avea de la naștere o bâlbâială și îl necăjea lucrul acesta. Știți că punându-și foarte serios problema credinței, ajunând vinerile din postul mare și fiind foarte preocupat de lucrurile serioase, a scăpat de bâlbâială. A fost un semn, un mititel semn, că puțina noastră nevoință o primește Dumnezeu. Mai ales când pleacă dintr-un suflet curat, când pleacă de la un tânăr care poate alege multe altele să nu se nevoiască. Și nu uite niciodată. Rarisim i-a mai adus aminte de lucrul acesta pentru că nu dorea să se laude. Ca să știe lumea că Dumnezeu i-a primit rugăciunea. Acum, frăților voastre, aș putea aduce și alte exemple, dar vi l-am adus acesta, dintr-o vreme când propaganda oficială era potrivnică bisericii. Filozofia de stat era așa atee. Acum vezi că e de plină libertate, și nu se mai face propagandă împotriva bisericii. Nu se face teoretic, dar practic. Practic. Am crezut că nu vom mai încăpea în biserică de mulțimea credincioșilor după 89. Și în 89 a fost un val. A fost o resuscitare. Atunci, la Revoluția din 89,
tinerii crescuți în condițiile pe care vi le-am spus, au ieșit pe străzi și exclamau: cu noi este Dumnezeu. Îngenuncheau și ziceau: Tatăl nostru. Nu ne gândeam pe atunci că vor veni și vremuri când vor putea fi și voci potrivnice credinței și oameni care nu pun preț pe cele sfinte, și iată că sunt. Acum am zis că rugăciunea ce pleacă dintr-un suflet tânăr curat, nevoința unui tânăr, o primește Dumnezeu. Și putem da multe exemple, dar cum e foarte la îndemână, unul pe care îl știți bine, frățiile voastre, e vorba de prorocul Daniel. Pe când era el tânăr și în viață, poporul lui Israel a fost cucerit. Populația a fost dusă în robie în Babilon. Printre cei mulți erau și patru tineri cu minți și credincioși: Daniel, Anania, Misael și Azaria. Și în acele condiții potrivnice de data aceea învățăturii Vechiului Testament, în condițiile acelea, cei patru tineri care erau și foarte inteligenți și au fost selectați din elita tinerilor ca să fie pregătiți pentru a-i sluji regelui, au vrut să-și încalce credința lor și au cerut supraveghetorului să-i lase să nu mănânce mâncăruri de ale babilonenilor, ci să-i lase în credința lor să mănânce verdețuri. Supraveghetorul s-a temut. O să slăbiți, o să vadă regele că veți fi mai slab decât ceilalți tineri. Și ce a zis Daniel? Lasă-ne 10 zile, încearcă. Încearcă. Și vei vedea. Și citim în cartea prorocului Daniel, în primul capitol: încearcă odată cu servii tăi, timp de 10 zile, și dă-ne să mâncăm bucate din zarzăvatul și să bem apă. Apoi să te uiți la chipurile noastre și la chipurile tinerilor care mănâncă din bucatele regelui. Și cum ți se va părea, așa să faci cu supușii tăi. Atunci el a ascultat această rugăminte și a încercat timp de 10 zile. Și după un răstimp de 10 zile, ei arătau mai frumoși, mai atleciți la trup decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. E limpede. Era mâna lui Dumnezeu cu ei. Și atunci, în lumea noastră, în care sunt și voci care bacatelizează postul, sau rânduiala creștină pe care am moștenit-o din moș strămoș, în zilele noastre, cine le ia locul celor patru tineri? Daniel, Anania, Misael și Azaria. Frățiile voastre le luați locul. Și fără să epatați, fără să vă lăudați, dar le folosiți exemplu tuturor tinerilor din Cluj, din eparhia noastră, de ce nu, din țara noastră. Și când vor vedea că felul vostru de a fi și de a înțelege viața e unul frumos, poate vor fi contaminați și ei, și ei cu toții. Acum am început cu un verset din Sfântul Pavel. De ce? Pentru că această luptă a noastră, lupta voastră printre tinerii mulți, așa se spune că nu, în Cluj ar fi aproape 100.000 de studenți. Cine să facă misiune printre ei? Ori fi între ei și tineri credincioși, dar ori fi și mulți nepreocupați de cele religioase. Deci, între ei fiind, frățiile voastre, cei care ați apucat-o pe calea aceasta a slujirii lui Dumnezeu, îi vei spune
îi veți putea face, nu neapărat să devină habotnici, dar să-și pună semn de întrebare, îi puteți face. Și am zis că am început în acest sens cu Sfântul Pavel, care compara această luptă noastră, a voastră, din post, cu antrenamentul sportivului. Sportivii se antrenează pentru o cunună, zice Sfântul Pavel, o cunună trecătoare. Noi cum să nu ne antrenăm pentru o cunună netrecătoare? Și oricine se luptă se înfrânează de la toate și aceea că să ia o cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu, deci așa alerg, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovădând, eu însumi să mă fac netrebnic. Îl chinuim, nu peste măsură atâta, cât putem noi. Și Dumnezeu primește jertfa noastră și cred că între toți tinerii din orașul acesta puteți fi frățiile voastre cei mai atleți, cei mai frumoși, cei mai bine făcuți, chiar dacă în post mâncați bucate vegetale. Am zis că acest cuvânt ne este inspirat de Sfântul Pavel, dar întărit și de cei trei tineri și de Daniel, prorocul. Daniel, Anania, Misael și Azaria. Sigur că am putea medita la multe alte lucruri, dar medităm la acesta că e foarte serios. E foarte serios și e bine să luăm în seamă. Acum s-a nimărit ca să-l pomenesc pe prorocul Daniel. Părintele director îmi spune aici că s-a potrivit ca tocmai astăzi părintele profesor Daniel să-și sărbătorească, nu? Ziua de naștere. Și atunci rugăm pe Dumnezeu să-l țină sănătos, râvnitor, pe Daniel frumos și ca Daniel prorocul să aibă izbândă în tot ceea ce face. Pentru că Daniel acela, acolo între babiloneni, între oameni preocupați de, cu totul alte lucruri decât cele religioase, a fost mărturie. Acum și părintele Daniel, profesorul vostru, profesorul nostru, să fie mărturie printre oamenii veacului nostru. La mulți ani, părinte! Deci, iar tinerii noștri să ia exemplu pe Daniel, Anania, Misael și Azaria și încă o dată vă spun cu multă nostalgie, îmi aduc aminte de acel tânăr foarte cu minte care datorită faptului, așa i s-a părut lui și nouă care îl cunoșteam, datorită faptului că și-a pus foarte serios problema postului mare, a ajunării din vinerile postului mare, s-a făcut sănătos. Nu s-a mai bâlbuit. Sunt ele și alte neputințe pe care le avem, pe care le tămăduiește Dumnezeu dacă noi suntem credincioși și devotați Lui. Părinte, director, Dumnezeu să vă ocrotească școala și să rămână râvna duhovnicească prezentă și bună. E puternic valul care vine așa împotriva celor bune, dar nu-i de nedepășit. Îl putem și depăși. Succes întru toate!